Hei, bună dimineața! Este un nou weekend de decembrie și mergem unde? La Brașov! Salutare! Crăciun de la Brașov! E un pic fric, suntem foarte, foarte fofoliți și așteptăm să vedem ce se va întâmpla acolo. Da, și merge cu noi de data asta și Mihăiță. Să mergem! Am ajuns în gară! Ne pregătim să urcăm în tren, mergem cu Regiotrans. 25 de lei biletul de adult. Piticul nostru a plătit 12,50 lei de preț. Și gata, spre Brașov. Să facem vreo 4 ore până la Brașov. Mergem cu Regiotrans, un tren particular. Mergem în regim de personal, facem vreo 4 ore, dar mai stăm cu niște prieteni, mai stăm de vorbă. Eu cu Mihai ne mai consultăm în ceea ce privește programele de la Adobe. Mă mai iubești pe mine, prietene? Salut! El este expertul nostru. Da, să ne teleportăm la Brașov. Un umblat din casă în casă, ca pe fiul său să-l nască. La mulți ani, mulți ani cu bine. Umbla jos și umbla sus, umbla jos și umbla sus, ca să-l nască pe Iisus. La mulți ani, mulți ani cu bine. Umbla sus și umbla jos, umbla sus și umbla jos, ca să-l nască pe Hristos. La mulți ani, mulți ani cu bine. Suntem în Brașov, mergem către hostel. N-am reținut cum se numește, cum se numește hostelul? Home, Brașov, hostel. Din post se părea drăguț, să vedem exact cum arată. Este un hostel care are 4 duble de 2 persoane, ceea ce este super ok. Ne închisim și ne acolo să ne fie cald. Ne-a costat 90 de lei patul dublu sau 45 de lei de persoană. Noi fiind un grup mai mare ne vom cupla mai mult, deci practic 45 de lei este locul la hostel de persoană. Nu avem nimic în plus, gen mic dejun. Avem în schimb prosoate și lejerii curate, așa că am luat-o pe Fedez. Să sperăm că nu e o mlaștină. O mlaștină? De ce ți imaginezi că ar fi o mlaștină? Pentru că așa sunt în hotel, în imagine. Asta se întâmplă în filmele horror. Da. Am ales hostelul ăsta pentru că este aproape de centru și noi, dacă mergem la Târgu de Crăciun, nu avem treabă în centru. Și da, am să fie aproape și de urcarea către Tâmpa. A fost unul dintre motivele pentru care am ales acest hostel. Revenim cu imagini de acolo. Pe cunună ai scris așa, pe cunună ai scris așa, cu bine.
Fanta roz. Și revenim cu prețurile și cu imagini de la trecut de Crăciun din Brașov. Dă-ne drumul că stă în casă și ne invită la masă, sfântă-i seara de Crăciun. Bagă multe lemne în foc, că te cinstim cu noroc, sfântă-i seara de Crăciun. Același preț pentru toate produsele, 5 lei aici. Probabil că și friptul, n-am încercat friptul, am mâncat undeva la un restaurant, n-am încercat friptul, vor fi și friptul de 5 lei. Da. Oricum, concluzia este că târgul de Crăciun de la Brașov este mai ieftin decât cel de la București. O să vedem următorul târg de Crăciun la care vom merge, cum se prezintă față de cele din Brașov și din București. Și bradul este natural, este foarte mare. Da. Încheiem seara cu pahar de vin.